Ultima zi de vacanță pe pârtie. Așa au petrecut 10 de copii sfârșitul vacanței de iarnă. Pe pârtia de la Gura Râului sunt 50 de centimetri de zăpadă. Se schiază în condiții bune, așa că micuții s-au bucurat de o zi ca în povești. 10 de copii au ales să-și petreacă ultima zi de vacanță pe pârtie. Și-au luat schiurile și au început coborârile încă de la deschiderea pârtiei. Nici frigul nu i-a ținut deoparte. E foarte frumos și zăpada e bună pentru schi. Am fost și ieri și de mâine începem școala. Îmi place foarte mult. Schie și zăpadă și fain. A fost de ultima zi de vacanță? Da, că acum am învățat și eu mai bine să schiez. De mâine la școală? Da. Să mai vin? Da, mai vin în timpul școlii, că fac tabără de schi aici. De cât timp ești pe pârtie? O, păi, de vreo... De la 10. Foarte frumos. Îmi place că zăpada e moale și că mă pot da cât de frumos pot. Schiez de mult? Da. De la 4 ani. Pârtia este dotată cu sistem de nocturnă, așa că se poate schia și seara. Stratul de zăpadă este de 50 de centimetri, facem zăpadă în continuare, avem și nocturnă, deci astfel ne așteptăm clienții cu programul cu începere de la ora 10 până la ora 9 seara. Prețurile diferă, copiii au un preț, adulții au alt preț, studenții și pensionarii au cu totul și cu totul alt preț. Un copil 30 de lei schipas pe zi, 35 de lei schipas pe weekend, iar adulții ceva de 45 de lei. Le recomandăm să se echipeze corespunzător, să-și ia echipamente pe mărimea lor și în funcție de nivelul de pregătire pe care îl au și dacă nu au echipamente foarte potrivite, să apeleze cu încredere la centrul de închiriere și pârtia este bine pregătită, bine tasată, incidente nu au fost. Copiii spun că schiul a devenit o pasiune pentru ei, așa că vor veni și în zilele următoare pe pârtie după terminarea orelor de la școală.